HSM Râmnicu Vâlcea pleacă cu încredere spre Galați. Elevele lui Constantin Ștefan au câștigat ultimul meci din campionat cu junioarele formației CSM Ploiești și sunt optimiste în privința meciului din următoarea deplasare cu Danubius. Urmează luna asta noiembrie cu 3 jocuri foarte, foarte dificile și le spuneam că trebuie să fim foarte concentrate, să prindem un vârf de formă în această lună, practic o jumătate de lună, și să reușim să câștigăm meciurile. Dacă e să particularizăm, sâmbătă, mâine de fapt jucăm la Galați, un meci cu o echipă nou promovată care este în creștere de formă. Am vizionat ultimile 3 meciuri ale Galațiului, a pierdut destul de greu la Craiova, a câștigat acasă cu Clujul de o manieră categorică și în deplasare la Deva. Este în creștere de formă, ne așteaptă un meci greu. Știu că la Galați suporterii sunt foarte vehemenți și susțin echipa, dar pe de altă parte vrem să ne ducem cu un moral bun și să jucăm la victorie și să aducem toate cele 3 puncte la Vâlcea. Transferuri importante și chiar marea majoritate a jucătoarelor sunt venite de la Baia Mare, cele care anul trecut au terminat pe locul 2 și din păcate s-a desființat. Au omogenizarea grupului format de acolo, relații de joc bine conturate de la Baia Mare și mă așteptam la Brăila să facă surpriza aceasta. Pe noi, în primul rând, ne interesează meciul de la Galați. Este un meci strategic pentru noi, este un meci care, dacă jucăm și avem luciditate, avem formă sportivă la ora meciului, este un meci pe care trebuie să-l și putem să-l câștigăm. Îmi doresc acest lucru și din motivul că vreau să stau cât mai aproape de plutonul fruntaș al clasamentului. După cum ați văzut, de la locul 3 până la locul 10, diferență doar de 5 puncte, care se poate surmonta foarte ușor. HSM Râmnicu Vâlcea se află în acest moment pe locul 6 în campionat.